Eliminarea subvenției acordate de stat pentru cheltuielile cu combustibilul producătorilor de energie termică va duce la explozia prețului gigacaloriei. În Giurgiu, tariful aplicat de scut ar putea crește considerabil, majorarea fiind estimată chiar și la 50%. În municipiul Giurgiu, ținând cont că prețul de livrare în energie termice este de 359 de lei și 92 de bani, vom fi nevoiți, prin urmare, să plătim această sumă. Dacă iar în situația în care Consiliul Local va putea să asigure 10% subvenție, vom plăti undeva la 310 lei pe gigacalorie. Potrivit legii, prețul gigacaloriei calculat de producători este aprobat de consiliile locale ale localităților în care funcționează serviciul centralizat de furnizare a energiei termice. Guvernul acordă producătorilor o subvenție de până la 45% pentru cheltuielile cu combustibil, ceea ce permite facturarea energiei termice la un preț mai mic, suportabil pentru populație. Eliminarea subvenției, decizie programată de guvern pentru ședința de miercuri, va duce la o creștere foarte mare a prețului de facturare al gigacaloriei.